Este o zi minunată de iarnă și ca să ne încălzim sufletele noastre, am zis că astăzi să vorbim cu un om plin de căldură și anume cu Haurențu. Vom merge la atelierul lui, de fapt nu mai are încât să deja aici, m-a trebuit să batem la ușă. Domnul Haurențu! Mircea Bravo cu Cristi, suntem aici să filmăm ceva. Filmați, dar ceva de lucru! Vă nu faceți, nu mă așelez cu camera ăla! Dar pune mâna și lumea tale și hai cu lemn de afară, nu veni cu mâna leacu! Să ne scuzați, nu se aude foarte bine. Bună! Tâta iară place să vin cu camere! Să vă ajut cu ceva? N-am înțeles ce a spus, să vă aduc. Nu mai urla așa, că ta lungă nebun! Intră să-mi cui că face frigul. S-a zis de cine? Stai să zic, aude! Tot eu văd că a ieșit afară, că și dau autocol la el. Mă, știți că cum zice că e rău să șezi lângă țigan? Să te ferească Dumnezeu să șezi lângă român. No, eu șed aici, nu pot bocăni nimica, că vine ala Bobi Rădulescu. Da. Că am văzut că știi că el și urlă, mă, ăla mai rău ca mine. Ala turbaci, cred că are paiul și cu alcoolul, că toată zona bea și strângă. Bine ați venit, băieții. Dumnealaltă este Cristian. Eu. Aveți ăla, digma, stai zic ceva, că tot întreabă. Să știți că se uită foarte mulți oameni la noi. Acum, de exemplu, cam un milion de oameni se uită, să știți că toți vă văd. Da de Dumnezeu la tăți un milion! Lucrează-ți! Îi harnice! Vede de treabă! Ești în fiecare zi mai bun decât a fost ieri! Nu, aia mă interesează, nu că e un milion! Poftă mare, poftă mare! Ce, ce beți aici? Doar sirop de gât, be, dragă Mircea! Dar ce vrei să beau? Benzină ca și ara? Nu, poftă... Nu mai striga că bate, ăsta e imediat în geam. Să fie de bine! V-am deranjat de la lucru? Ce faceți? Am deranjat, mă! Știi acum ceva vreme când ai venit la mine și am făcut filmare frumos? Da. Amintești? Și lucram aici să cosătoresc. No, tata, am bătut rău și am stricat și am rupt. Acum trebuie să pornesc cosătorul, trebuie să pornesc motorul, pasta flux care e aia care moe, și trebuie să netezesc și să iasă frumos. După care bag în soluție să iasă frumos. Am înțeles. Da, nu mă știu așa bine cu asta, dar nu, mă bucur. Dar tu cu ce te știi, Mircea, drag? Noi cu camera, cu filmări. Am văzut! Dar mânurile alea fac de bărbat frumos. Ce lucră? Păi dau enter pe tastatură să meargă clipul, atât tot. Mai mult nu știu, nu-s foarte început. Și da una de... Și... Măi, nu toată lumea e ca el. Nu, eu pune mâna și lucră. Vă rog să puneți mâna să lucră. Lucru iaște ceva ce face din tine bărbat nobilă. Haurențu, dar eu știam că tu nu ai, cum zici tu, căcătoare. Toaletă nu mai ai în casă, dar văd că aici ai un pic de... Mam! Dar nu pentru mine! Nu e pentru tine. Dar cum dracu, dar eu nu pot la mine în casă să cac în ceva. Dar mai bine la lucru la mine unii alțile. Mai bine un prieten. Stai mă, că doar curentul fur, pot să mai pornim. Nu face frică, domnișorul. Prinde! Dar vine mă, dar de ce nu vezi? Nu, nu mă pricep nicio la toată. Da. Și mai am oameni care vine la lucru la curte. Da. Și mă întreabă, domnul Haurențu, unde fac pișul? Vine să zic, dar de ce nu veniți, mâncați, pișați, căcați, mă! No, ei vine și întreabă. Și pentru ei a trebuit să fac dintre ăsta. Într-o... Nu știu ce e, dar... Dar ce poate fi, că nu-i de mâncare, să cacă mâță, mă! Ah, ok, da. Și apoi nu vreți să se cacă pe jos. Nu, e bine, mai... Da. Și vine băieții care duc afară și mai vine aici pișă cacă. Am intrat într-o zi și unul să căcă aici, mă, cetea, nu știu ce a făcut, merdeau să șere ascunsă. Bun. Bine, deci... Aici cacă mâțul. Cacă mâțul. Vrei să curăț? Nu vreau. Nu eu, tu curăț. A, nu vreau să curăț. No, bine, ce mai l-om vrei? Soția, doamna izolație pe zonă, ce face? Doar cotă de puradel, dar de ce gândești că șed aici? Că de plăcere șed, vin să nu crapă inima. Da, dacă sunteți cu ea, vă crapă inima? Păc! Ai muiere, domnișorul Mircea. Nu prea muiere. No, dacă nu ai muiere, nu știi că ce vorbesc. Da. Aia când șade lângă tine, te întreabă. Ce faci? Dar la ce gândești? Dar unde te vrei să te duci? Dar mă, ce lucri? Și-ți vine să zici, dar lasă-mă că ți-l încrăp capul. Ca să nu-l încrăp capul, vin jos și-l încrăp pe lemn. Iartă-mă că strâng la tine, dar nu pot strâga că mă lovești. Nu e niciun fel de problemă. Bun, și dacă ne spui ce mai face aici, iar ai siropul ăla de gât. Deci, ai crăpat... Nu-i de cur, normal ca de gât, doi! Da, bun, ai crăpat lemne, Doamne ajută. Aici ai făcut cu chestia aia care n-am zis ce ai făcut. Da. Nu, vrei să arăt cum să faci? Poți să faci electric sau poți să faci să iei jarul din foc. Dar acum jarul lasă merge căldură să încălzească ninioșca. Am înțeles. Hva! Cât pe deja căldură? Pe lună. Dar nu dau bani. Nu dai bani? Nu. Și? Nu, bine, dau puțin. Dai puțin.
Mai acum râdem, glumim, ia și te vorbă la român. Pot să fiu sincer cu dumneata. Te rog, că oamenii putea... Râdem, glumim, futem plătim. Asta este vorba mare cunoscută. Ok, nu știu. Dar ce iei să fie muncit de mâna ta sau plătit? Am înțeles. Cât costă? 600 de lei pe lună. Am înțeles. Să țin imperiul încălzită. Da, bun, așa e imperiul. Și am văzut, uite, ce am văzut. Aici ai niște numere de mașină. Ai fost și pe Franța, și pe America, aia ce? Tă pe Franța. Deci două... Încă o așcară dumneatale. Ala, asta prima mea mașină pe care am lucrat-o în Franța. Da? E, yeah, Golf este, Golf 2, numai cine nu a avut, nu știe. Și asta am condus America, mașina asta. A-a. Fost în America, mâncă-și gură dumneatale, aia ce m-a plăcut acolo. Nu știa nimeni ce aia țigat. Da? Da. Deci am plăcut în America, până ne-ați plecat în afară. Da. Da. Că doar toată Europa știe. Le zici, avem o actă lor și zice, no, no, we don't have, we don't give, știi? Okay. Da, fain în America, au zis, oh, you are a colorful man, you are a very sexy, you are looking good. Yeah. Ei gândeau că-s portorican, mă gândeam bine a fi, numai să văd unde-s pătă. America acolo, patria mea. Da. Mircea dragă. Da. Nu am spus, fost la Las Vegas. Da. Fost la Los Angeles, mă, am dus pe, zice, Sunset Boulevard. Am mers pe capă de la, până, din... Vine Sunset Boulevard de Cașeria și îl vede Malibu Road, mă, și se termină la San Diego pe plaja Malibu. No, ce să moare dacă glumesc. Aveam chimeșe roșii, aveam un clip roșu. Am poze așelea că cum și ne-am la Baywatch. Baywatch, da, tare. Și-o ce-am zis? Baywatch, ai zis și tu. Nu, vei vezi acum. Haurențiu, să știi că foarte multă lume te iubește, adică toată lumea... Deci... Dar și eu vă iubesc pe voi, trei ori încă familie rările. Toate clipurile cu tine, când faci clip cu tine, toată lumea like, Haurențiu, ce mai tare, am zis că ai și aici un buton de like, știi? Asta ce l-ai făcut tu, l-ai primit cadou. Din meu aș gurița ta, dacă l-am primit cadou. Da, ți l-ai făcut tu sau ce? Da, cadou este, sigur, cadou. Dacă vrei să zici cadou, mi-e place. Deci oare toate like-urile astea care avem la clipurile cu tine, îți cumva... Noi am furat de la Florilorica dansatoare, cum o cheamă pe dansatoarea aia? De la aia am furat la... Ala face rușine la nație! Aia am luat și le-am dat la noi like-urile. Da, foarte bine! Ce mai m-ai întrebat că ți le-o zi? Eu lucru! Lucru! Eu aici, ia ște scule, am dat bani pe ele să mă răbim. Dacă nu v-am găsit careva machitele, eu am ele cu serie. Mi-e place lemnul. Îmi faci și mie o piesă din asta de la tine, că de asta am o piesă de la Haurenț, ar fi foarte tare. O, ce faci acolo? Mănânc cu zguruța ta! Cel mai ușor care pot să fac să place, fac la tine un cuier frumos cu candoită. Cuier sau curier? Mă, lasă glumele, că ți arăt că cum facem. Stai numai. Dai. Nii, mă, ambasada tătă-l cotă și nu-l află. Stai să arăt. Mircea, da. Eu mie place să amestec focul și de dracu să duc ce. Da, ai... Muiere, dacă mai pui mâna pe lucruri ce, nu nimica. Câte rânduri de haine ai aici? Ești niște băieți care bracă haina asta și să joacă că cum că ei este ungură. Ungură. Aici când e de lucru, aici, ai fiecare este poveste. Ești copii care se uită la noi. Mai ies, mai ies, da, mai ies. Și ești copii care crede în moșul sau nu crede în moșul? A, păi nu știu, de... Că e moșul acolo ambalat. E și moșul acolo. Moșul acolo ambalat. Nu, foarte bine. Capura de ei. Mircea dragă, am foarte multă chei veche. Să te pierd vechi? Nu. Nu, fier nou. E vechi, dar nu-i nou. Nu, da. Nu, asta iau. Da. Arăt la dumneatare. Pun pe sârmă de cupru care am aici pregătit. Trebuie să ține bine. Dacă nu ține bine, du-te acasă. Pun pe sârmă de cupru, pun pe bare mătar. Deci chiar aici la centrală, bag cheile la foc. Da. Și țin la câteva ceasuri. Da. Până roșeaște. Da. Scot cheile afară, dar să nu ardă. Dau aici un pic la polizor dacă trebuie să netezez, să fac rost. Pot? Uite aici, băiatul. Da. Scula asta are 60 de ani. Da. Asta este că nu este curent. Faci polizare la mână. Pun la menghină, în doi frumos, dacă pun cheia asta acum, patent pe ea și în doi, se rupe în bucată. Da. Dacă e caldă, face curbă. Iau scândură veche. Da. Ia-ște afară, scândură veche, șlefuiesc frumos, dau cu lac, dau cu vopsa, dau cu olui, iau 3-4 chei dintr-o ăsta frumoasă, prind aici cu șurub întorc frumos, iau bronz care place la Haurențiu Maxima, bronz, okay. Ori argintiu, dai tușă pe ele, dai culoare și când intri în casă faci cu ea frumoasă de agățat cheile la ușă.
Frumos. Fac la dumneata că mi-e drag de loc. Bun, dar nu, am un urmă așa în mare. Am să fii sănătos! Mai zine tine, că noi vrem să știi despre tine, Aurel. Zine ce mănânci. Tu ce mănânci de obicei? În ultimul clip ai mâncat, ți-ai făcut o papară, o omletă din aia. Eu iubesc omleta dimineața. Ești cu omletă. Eu, dar eu pricep. Mircea, dar eu cunoște. Am slăminuță porc mângaliță, din trala bună. Tai jumeră, da. Pun pe tigaie. Da. Sfârâie. Că când sfârâie, tai ceapă, usturoi. Călesc. Un pic de ardei din ala roșu, gogoșor sau verde. Călesc. Câteva ciupercuțe șampinionă, bag acolo totul fac. Dacă trage tot un tură, mai pun un pic ulei de măslină. Da. Și când tot ăla face frumos, sparg câteva ouă, atenție, sparg ouă, dau un pic de lapte și pun brânză de burduf. Da, da. Sare, piper după gust și fac ratotă, copăr și umflă. Mă, că mânci o ratotă dimineața, pă și sara energie, mă, așa dau de... Da, rup! No. Vezi acolo energie, bun. Și văd aici ce mai e? Mai e cazanul și acolo o bicicletă mai mică. Mă rog, bicicletă. Trotinete. Trotinete. Eu cred că o caută vecinii. Da? Nu, no, nu-i bai. Nu. No. Bine, să sper că nu se uită vecinii. Nu se uită vecinii, nu prea se uită. Bobul ăla nu se uită la fiecare. Ai garaj, mi-i mergea dragă. Am garaj. Ce ai în el? Mașina. Sau... Scoate afară, mașina. Că mașina poate să șede frig. Da. Bărbatul adevărat, mergea dragă. Da. Bărbatul adevărat cum ești tu și place, trebuie să aibă garajul lui. Cu lucruri. Atâta sirop de grumaz. Da. Trebuie să ai o menghină, trebuie să ai flex polizor, masă de lucru, trebuie să ai rindeaua veche cu care e lemnul și șlefuiești. Ok. Și pornești un pic de muzică care mere pe inima ta. Da. Și lucri ceva și seara stai așa și te uiți. Am fost de folos la lume azi. Am înțeles. Și dacă nu ești la folos la lume, ție va-te-l fi folos. Și când gata, tot tu mai bagi un lemn pe foc, da. Mai... și poți să curiți pe jos. Nu, uite că cum e aici. Nu, că e bine. E bine să ai că muncești din cauza asta. Da, păi da. Și Aurențiu, încă o întrebare. Pentru oamenii care au nevoie, nu eu, că n-am caz, dar... dacă tot ai ceva sau și eu. Tare de glumesc un colț cu ruța dumneata. Că dacă ne poți da un secret pentru... Nu ne poți da. Dacă poți da un secret ăsta la bărbați ca să se descurge cu fetele. Că tu ești mai... aprins, mai, tu ești mai colorat, tu... No, bine! Da. Ai întrebat, eu spun că cu voi. Cum da. Zice cu femeile? Mă, cum merge la mine? Dacă merge la voi, bine, dacă nu, nu-i vina mea. Viața cu muiere lângă cine este împreună conviețuire, nu este separat. Ok. Viața cu muiere nu este competiție de concurs. Dacă ești muiere lângă tine și muiere care ai bărbat, nu fă căcat să fie concurs cu ei. Okay. Voi trebuie să fim împreună. Împreună. Mai zic un lucru, Mircea, dragă. Da. Muiarea și bărbatul unul lângă celălalt. Da. Să înțelege că ca la biliard, da. Fericirea nu vine de la tine la tine. Da. Vine ca la biliard că când dai cu mantă. Oh, okay. Vrei să fii fericit la căsnicie. Fă fericită muierea de lângă tine. Da. Femeie, vrei ca să fie bine viața ta. Fă fericit bărbatul, ca la torce fericire la tine. Și ultimul sfat. Ultimul, da. Când era mic, se vorbea la Sfânta Biserică la noi, de iadă și de rai. Da. Că când mor, te duci în rai dacă ești om bun sau iad dacă ești rău. Așa este. Scurtă la Haurențiu. Iad și rai e pe pământ. Ok. Acasă cu familie. Aha. Dacă ești amândoi buni și faci unul la altul, rai faci. Ok. Dacă ești rău și vrei să năcăjești pe celălalt, iadă-i. Nu trebuie să mor pentru asta, trebuie să fii cu relație rea. Da. E raiul, e cu relație bună. Tu ai relație bună cu mine. Da, e rai. Ești. Cu Cristian ești relație bună. E rai, da, e rai. E mai rai. Mai rai, e rai. No. De-aia suntem împreună că facem rai. Da. Când e rău, facem că iad. Da. Da, mă rog, nu găsesc ceva la mine. Noi nimic ca mai vedem. Da, ce vă cunosc eu. Vreau să vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Da, și eu zic. Știu că îl iubiți pe Haurențiu, se pare că și el vă iubește și are multă energie și deja el s-a obosit la cât e mult mai dominat. Nu am dominat nimica, fac la tine cu el frumos. Fă cu el frumos. Dar ce aleg, te rog frumos că fac. Da. Că câte chei vrei să ai de la intrare? Două chei, trei chei pe care agăți chei, că ca să știi că e cu el. Da, trei chei, trei chei. Trei chei facem la Haurențiu, arăt la voi. Cu el cu trei chei. Mulțumesc mult, Haurențiu, și vă mulțumesc că ne-ați urmărit și Haurențiu care e cel mai tare, da? Un mesaj pentru Haurențiu, v-am pupat.